deci 610 lei. Mamă, să-mi bat picioare. Iar ăștia sunt banii care mi-au rămas mie. 2, 3. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Oameni buni, vreau să vă spun că am început activitatea taxi în forță. Da, am strâns foarte mulți bani până acum. Am avut foarte mulți clienți. După cum vedeți, avem aici și bonurile. Și bonurile, da, pentru că vreau să le calculez. Și în același timp, aș vrea să văd și câți bani am în seif. Pentru că știți foarte bine că eu la torpedou spun seif. Haideți să vedem. Stați, să nu pierdem bonul. Bun. Deci după ce facem calculul cu bonurile astea, da, o să numărăm banii. Haideți să vedem. Deci, dăm drumul la calculator. Bă, Mihai, bravo! Era de dat în grabă. Bun. Deci, oameni buni, am zis că socotim bonurile astea. Bang, bang, bang. Și vedem cum stau lucrurile. Deci avem odată 18 lei și 32 de bănuți. 18 lei și 32 de bănuți. Hai să vedem dacă se vede. Așa, bun. Punem aici și pe calculator. ,32, da? Bun, mergem mai departe. 9 lei și 41 de bănuți. 9 lei și 41 de bănuți. Opa, scuze. 9,41 lei. Stai așa. Deci plus 9 lei. 9,... Mamă, Splai Unir. 5 minute, da. Deci e... și 41, da? Plus 10 lei și 65. Aici 10 lei și 65. 10 lei virgulă 65 plus 13 lei și 28 de bănuți. 13 lei și 28 de bănuți. Plus. Destul de mare bonus. 22 și 90 de bănuți. 22 și 90 de bănuți. 22,22. Pardon, 90. 90 plus 11 lei și 93. 11 lei și 93. 93 plus. Ia să vedem. Bă, destul de foarte multe curse s-au legat astăzi. 30,53. 30,53. Opa. Îmi cer scuze. 30,53 plus 21 și 46 de bănuți. 21 și 46 de bănuți. Plus 14, ultimul. 14 și 8 bănuți. Egal 152 de lei. Trebuie să găsim. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Stai că pierd pe ăștia. Pac. Deci 152 de bănuți. Tot numai nimic am să-i faci. Deci 152. Haideți să-i numărăm cât mai repede. Să-i aranjăm cât de cât și să-i numărăm.
făcut și șpagă astăzi. Până acum așa. Gata. Hai să numărăm. Două sute douăzeci de lei. Deci, minus 220. Deci, până acum am făcut șpagă 67 de lei și 44 de bănuți. Și sunt doar la începutul zilei, 10:50 ceasul. Bun, mergem mai departe, oameni buni. Pentru cei care doriți să vă faceți taximetrist, faceți-vă, merită, jos pălăria, trebuie să ieșiți de dimineață. Eu, de exemplu, ies de la ora 8:10 până la 6:30, 7, 8. Mă mai prinde câteodată și 10 noaptea dacă am un client care dorește să meargă în mai multe zone. Eu nu pot să-l dau jos din mașină, să-i zic eu mă opresc aici. Merg cu el în continuare. Bun, mergem mai departe. Au curs câteva comenzi aici, am dat în ele, dar din păcate nu au intrat. Mergem mai departe, să ieșim din această zonă de aici. Oameni buni, am ajuns la aeroport, super mega tare. Vreau să vă spun că ia să dăm aici finalizare, pac, dăm și 5 stele la omul ăsta, uitați și avionul acolo, așa, și suntem liberi. Toată lumea pleacă în concediu și în vacanță. Da, suntem la plecării, super mega tare. Da, sunteți curioși cât a făcut această cursă, nu? Mai mult ca sigur, uitați. Da, nu mai am din ce mult și ajung, plec în concediu, bineînțeles că luna care vine. Dar haideți să vedem unde pot să opresc, să vă arăt și vouă. Ia să vedem. Să vă arăt și vouă. Ia, uite, o să opresc un picuț aici. Pac! Cursa a făcut 49 de lei și 36 de bănuți și am 60 de lei. Da, oricum astăzi am muncit, ca să știți. Astăzi am rupt norma. Așa cred eu, bineînțeles. Uite ce BMW frumos. Bun, oameni buni, mai dau în câteva curse. Cred că în 2-3 curse, cel mult 3, maxim 3. Poate chiar 2. Și mă retrag. Chiar a fost o zi super marfă. Acesta este aeroportul Otopeni, sau cum se spune acum, Helicoanda. Da, mergem mai departe. E ok că am ajuns până la aeroport, dar e nasol că mă întorc pe gol. Știți? Cât ar fi cursa de ok, e nasol că te întorci pe gol. În fine, mergem mai departe, oameni buni. Oameni buni, am alimentat și cu gaz. Am vorbit la telefon și nu am mai avut timp să stau să filmez. O să achit 120 de lei. Au intrat 36 de litri și 490 de mililitri. Da, achităm și mergem să scoatem raportul și să facem monetarul. Astăzi am muncit, am rupt norma. Sunt curios cât va fi pe raport. Trebuie să rup norma de 500
60 de lei a fost cel mai mult. Sunt curios dacă o depășesc. În fine, mergem mai departe, mers achit. Hai să-l scoatem, să vedem cum e, să scoatem raportul. Așa. Închide rezet, așteptăm. Da, sunt curios dacă am depășit norma de 560 de lei pe raport. Chiar sunt curios. Ia să vedem. Da, astăzi e... Ia uitați ce avem aici. Bonuri. Deci astăzi chiar s-a muncit. Vorbesc serios. Foarte mult. Da, eu zic că una peste alta, în toate comenzile care am dat, mi le-au dat. Nu știu. Da, mai am și aici încă un bon. Le aruncăm aici jos. Haideți să vedem. Uite, mai am și aici încă un bon de 15 lei și 39 de bănuți. Ia, stați să-l rup. De fapt, nu mai rup. Hai să vedem dacă am depășit norma. Deci 610 lei. Mamă, să-mi bat picioare. 610 lei. Am făcut 200... Bă, nu mai văd. 260 de kilometri și am fost ocupat 166 de kilometri. Și am avut câte curse? 34 de clienți. 34 de clienți. Una peste alta, 610 lei. Da, dacă depășesc și în altă zi suma asta de 610 lei, chiar jos pălăria. Bun, haideți să numărăm banii ca să ne facem o idee. Câți bani? Ia să vedem. Ăștia sunt banii care mi-au rămas mie. În fiecare zi, în afară de duminică, trebuie să dau 110 lei la firmă pentru mașina asta. Bun, trebuie să numărăm 110 lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 110 lei pentru mașină. Iar ăștia sunt banii care mi-au rămas mie. 2, 3, 4, 5, 550 de lei. Ăștia sunt banii mei. 550 de lei. Așa că, oameni buni, da, astăzi s-a muncit și mi se pare o zi foarte, foarte profitabilă. Bun, haide să dăm casa de marcat jos, să dau și cupola și să-mi iau și eu la revedere de la voi. Ia să vedem. Da, chiar s-a muncit și nu-mi vine a crede că s-a muncit atât de mult. Oameni buni, dacă tu și tu ai apăsat butonul de like, jos pălăria, și îți mulțumesc din tot sufletul. Iar cei care mi-ați dat subscribe, jos pălăria, dați-mi cu clopoțelul, pentru că asta, așa puteți vedea mai departe și să vă notifice și pe voi când eu postez. Oameni buni, vă iubesc și vă doresc o seară cât mai frumoasă. Ciao!